Bună seara, este ora 20, sunt Sabina Iosub și vă invit să rămâneți alături de mine în continuare la ediția specială. O să încep cu o informație care ne interesează în mod special aici în București. De mâine, măștile devin obligatorii în mai multe spații exterioare din București. Astfel, capitala se alătură celor peste 20 de județe care au luat deja măsuri asemănătoare. Radu Tiliță se află acum în zona autogării militar. Bun găsit, Radu! Spune-ne așadar care sunt aceste zone în care vom fi obligați să purtăm mască. Mă uitam că, uite, de exemplu, în jurul tău acum sunt persoane fără mască. E un lucru încă permis astăzi acolo, da? Bună seara, Sabina, bun găsit tuturor. E bine, da, este adevărat, începând cu ziua de mâine, încă de la primele ore ale dimineții, în autogările din capitală, în primul rând, va fi obligatorie purtarea măștii de protecție. Deja la intrările în aceste autogări au fost afișate anunțuri care se înștiințeze pe călători. Chiar dacă vorbim de peroane în aer liber, aceștia vor fi obligați să poarte măști de protecție. Totodată, bucureștenii care vor ajunge în stațiile de transport în comun vor fi obligați la fel să poarte măști de protecție, dar și atenție, bucureștenii care vor ajunge în centrul vechi, în zona pietonală, pe tot parcursul zilei, începând de la primele ore ale dimineții până seara la miezul nopții și a doua zi de la capăt, pe o perioadă de 30 de zile, vor fi obligați să poarte mască de protecție până în momentul în care se vor așeza la o masă, abia atunci vor avea dreptul să renunțe la mască. Această măsură a fost luată la propunerea viceprimarului Capitalei Aurelian Bădulescu în cadrul Comandamentului Național pentru Situații de Urgență. A fost luată astăzi la ora 16 și urmează să se aplice la nivelul Capitalei începând de mâine de la ora 7.